Dumitale, știi și chemarea drăguțului. Cum e? Nu, n-am avut drăguțul. Da, nu știi? Vino în coș, vino, iuci, să înțelegeam. Cum se folosește? N-are un muștiuc ceva, numai se suflă acolo? Nu, se suflă, dar știi, cum și eu n-am dinți așa, care îți iese apenire, are dinții tăi și iese aneare suflușne mult. Și aici din gură zici, ce vrei, ce tunic. Și se aude? Da, omul cunoaște pe cântare. Aha. Că ce înseamnează? Se poate spune că e de rău, că e de bine. Da, că... da. Aia ce ai zis acum? Hai de-ncoace, nu zabădi, să vii băiute. Mama, eu a fost cântăreață, sorul mea. Da? Și avea tătunii de alea mari, ele. Aha. No. Și eu, dacă am luat cam fată și am zis că să înveți și ea, da, dacă și ăștia. Dar eu mi-a fost ce-a fost, până a fost fată și nu mi-a îmblat să-mi înveți, după ce s-a maritat. Trebuia să te înțelegi înainte cu el ce sunete îi faci? Da. Așa? Da. Deci nu, nu putea afla altcineva... Da, dacă ai târg cu nimeni, ce putea să afli? Aveai târg cu el înainte? Bă, da. Și spuneai... Înțelegeam, vezi că eu scânt în tunic și tu să fii atent. Și ziceai cum îi cânti, așa-i? Bă, da. Grenadier. Grenadier. Da. Dar e un fel de mătase asta. De... Bă, da, așa ai zice la materialul ăsta. Ești... Nu, Timo, uita mă la poale, n-am ce să faci. Uite, ce nici ce e. Ce faci în școală? Dar pe mine faine, nu mă duc și asta e de la moștul, de la bunica ta? Am cusut-o eu, am cusut când eram fată de la Măguri. De la Măguri? De la Măguri. Dar pe de acolo ești mitale? Da, eram amunchi, acolo la Măguri. Ce s-a întâmplat când mergeau cu oile? Când mergeau prima vara amunchi. Ieșea, de pe cheiu, de pe baba, de pe jurjut, cu oile, cu vacea și apucântau dintr-o îndeală în alta. Deci mergem la munte și cântăm din tulnic. Se înțelegeau cu tulnic, cu drăguțul, cu drăguța, aia când da. Era bărbatul plecat aia de acasă. Aia da, când a plecat, îi ducea din tulnic și drăguțul știa și ginea la ea. Dar numai el se înțelegea sau... Nu dumitale înțelegeai ce spunea ala? Înțelegeam. Dar da. Cum să zic, dacă vreau să-i spun, vezi că mă duc în pădure cu tulnicul, puteai să-i comunici? Sau ce înțelegeai? Astea sunetele care le scoți? Nu, el n-avea niciun sunet, pentru că tu îi transmiteai. Îi transmiteai tu, da, prin tulnic? Da, prin tulnic și el știa că ce-i treaba. Ai tulnic aici? Ba, nu ai. Ba. Dar ai cântat, ai știut cântat din... Cânta când eram fată, de când cu bătrânul n-am cântat. Păi ce și așa pe acolo. De când te-ai măritat? Da, nu mi-a trebuit. Nu te-o mai lăsat? Nu! Să te bucai când la dragut! Tulnicul era doar unul dintre instrumentele de comunicare ale moților. Foarte utilizate erau semnalele vizuale transmise cu repeziciune de pe un deal pe celălalt. Am încercat un mic experiment. Am rugat pe cineva de pe dealul din fața noastră să iasă din casă și să ne facă un semn. Să vedem dacă îl observăm. Pe vremuri se utilizau plăci de lemn care, se spune, reflectau lumina soarelui. Întrucât astăzi este o zi norată, am considerat suficientă pentru micul nostru experiment o banală scândură. Da, se mișcă un om.
Dar are scândură, ai vezi scândură ceva, nu vezi? Da. Are ceva. Da, se vede? Și acum se apropie de... De casă. Da. Ce distanță avem până la el? Pe linia dreaptă? 2 km, 3 km. Să puteam încerca falb fie pe pământ jos, fie pe un gard, să se vadă din altul, din satul vecin, să înțeleagă de diferite, să vină până la, să vină până aici sau diferite treburi. Se exista un cod sau se putea ști despre ce este vorba sau doar așa atenționare de bine sau de rău? Se înțelegeau duminica în centru și dacă spun semnul, să vii sau să... Depinde ce aveau de înțeles. Moții erau oameni gospodari. Printre altele, bărbații se ocupau cu prelucrarea lemnului, iar femeile aveau treabă cu cânepa. Uite cum i-a dat curbura. Aia pentru ce bea. No, și fă-o ca să-mi vine. Uite, vezi? E tot mai îngust aici. Să vezi ce geometrie au așa acolo cât te crucești. Un dus. Și asta trebuie să fie tot mai înguste, să păstreze curbura, să învine și dacă întrebi un moț, dar nu cură, butea asta, ce să bage dracul în ala care îi frică că cură. Uite cercurile de lemn. Cercuri de lemn făcute din lemn de alun, nu? Da. Și ăsta e războiul de țesut. Da. Chisam cânipa, aveam bălătruc de ala pe piatră și chisam cânipa. Și făceam, băgam apă clocotită, ne făcea mama, punea pâine dimnicată și băga câinii pe ea chisată cu bălătrucul și fierbea apă, serios, așa era. Da, fierbea apă și zicea că zeamă de câinii pe, o bunătate de aceea.